zâmbet, o floare, o rază de soare și o invitată ce ne călăuzește pe drumul infinit, dar îngăduitor în a ne lăsa să înțelegem, al balanței materie-spirit, adevăr-minciună, realitatea fiecăruia dintre noi, realitatea proiectată de alții individului și lista poate continua. Cunoaștem multe și nimic în egală măsură. O ecuație în care ar fi bine să nu uităm de, poate, o datorie. Conștientizarea fiecărei clipe, a fiecărei vorbe, a fiecărui gând, conștientizarea, la orice vârstă, a rolului nostru în această viață, a sensului nostru existențial. Fără a ne dori stăpânitori ai adevărului și nici cunoscători ai tuturor căilor de a-l atinge, încercăm astăzi încă o variantă, pentru mulți poate o alternativă, ori o sămânță ce așteaptă să germineze pe un pământ roditor. Ne deschidem mințile, sufletul, spiritul, alături de o invitată, spuneam, Ana Maria Ducuță, o nobilă prezență în spațiul românesc pe care nu mai e de mult un secret, gazda dumneavoastră de astăzi, Roxana Iorgulescu-Bandrabur, l-a simțit dintotdeauna și pentru totdeauna un cadru perfect pentru cunoaștere. Contraste, file de istorie tensionate, suferință, sacrificiu, generații și generații de înaintași luminați, cadru natural complex, acestea și câte și mai câte contribuind la trezirea noastră. Asta desigur dacă o dorim. Ana Maria Ducuță, la o privire superficială, am spune, prea tânără pentru astfel de profunzimi, dar înainte de toate, bun găsit! Bine te-am găsit, Roxana! Mă bucur să fiu astăzi alături de tine. Prea tânără și totuși cu o carte de vizită consistentă, ești deja doctorand, iartă-mă că te întreb, nu mă pot abține, la ce vârstă? O să fac 26 în octombrie anul acesta. Mulți înainte! Mulțumesc. Doctorand în istorie, cercetător la Universitatea Alba Iulia 1 decembrie 1918, exact. Cu două mastere în politici comparate și relații internaționale, Facultatea de Științe Politice, preocupări literare și scrieri de teatru contemporan absurd și nu departe de ceea ce înseamnă radio, pentru că ai petrecut și tu câțiva ani la începuturile vieții tale. Frage de pruncie. Exact. Și mai avem multe, multe de despicat în această emisiune radio-ul tău la Radio România Internațional, pentru că întotdeauna urmărim să extragem fire valabile pentru existențele noastre, pentru viețile noastre, din povestea celui de lângă noi. Ești, e adevărat, pentru mulți la început de drum, poate chiar și pentru tine ești la început de drum, dar pentru alții ești deja un exemplu de înțelepciune cu alegeri foarte interesante și foarte argumentate. De aceea a fost așa pe scurt o argumentare pentru faptul că ne-am permis astăzi să intrăm în viața Anei Maria Ducuță. De aceea te-am invitat, pentru a înțelege reperele unui tânăr de 26 de ani care, iată, alege dintre multe posibilități pe cele pe care le consideră bune pentru ființa lui și pe cele pe care le consider profunde și de adus acum în fața prietenilor noștri la Radio România Internațional. Să te întreb cum ai ales drumul științelor politice, cred că ar fi ușor redundant, poate că a fost așa un trend al generației tale, pentru că mi se pare cumva că intri pe această cale pe care au ales-o mulți tineri de vârsta ta, științe politice. Asta implicând însă și comunicare și ce-a mai însemnat studiul științelor politice. Cred că de cele mai multe ori drumul e cel care ne alege pe noi și noi alegem într-o oarecare măsură drumul. Științele politice au fost la acel moment pentru mine o șansă în primul rând de a studia într-o limbă străină și anume în limba engleză și așa cum Cioran spunea, nu trăim într-o țară, ci trăim într-o limbă. Studiul în limba engleză este foarte diferit de cel în limba română, inclusiv toată curicula universitară diferă. Și atunci am ales această facultate pe care nu regret că am făcut-o, deși poate din punct de vedere profesional, strict vorbind de filiera politologie, nu este ceea ce în acest moment aș spune că mă caracterizează. Dar a fost un început extraordinar pentru a mă descoperi pe mine, în primul rând, și chiar îmi aduc aminte de un profesor care ne spunea că la sfârșitul acestei facultăți vom avea marele merit de a fi domni și doamne, ceea ce mi s-a părut amuzant, dar în timp am realizat că meritul unei facultăți
indiferent de programul universitar pe care îl oferă, este acela de a te pune pe tine în contact cu tine. Și atunci este ușor irelevant dacă studiem matematică, fizică, științe politice, literatură, absolut orice formă de cunoaștere care ajunge să ne șlefuiască, mai mult sau mai puțin, este o deschidere extraordinară către ceea ce suntem și către ceea ce am putea fi. Și totuși ai ales să mergi către master și să extinzi ideea asta a științelor politice. Practic ai făcut master în două domenii conexe. Așa este. Științelor politice, deci n-ai lăsat lucrurile chiar la întâmplare. Lucrurile, într-adevăr, cum spunea și mai devreme, ele aleg cum să se întâmple și își aleg chiar ritmul în care trebuie să se întâmple. Am fost tot timpul fascinată de această moștenire comunistă care ne-a rămas nouă românilor, nu numai la nivel istoric, ci și la nivel de mentalitate, la nivel comportamental și aș îndrăzni să spun chiar la nivel emoțional. Și de fiecare dată, orice lectură legată de acest trecut comunist pe care ar fi total greșit să nu ni-l asumăm, el încă există, încă ne influențează și, din păcate, sau poate din fericire, din anumite puncte de vedere, și noi, tinerii, suntem sub influența lui. Am ales să studiez perspectiva literaturii comuniste asupra femeii în perioada comunistă și statutul și rolul cheie pe care femeia îl deținea în perioada comunistă. Acesta a fost legat de masterul de politică comparată, iar cel de relații internaționale a fost pur și simplu pentru a îmi lărgi perspectiva pe care o aveam asupra lumii și pentru a încerca să înțeleg de ce oamenii reacționează altfel decât cred eu sau aș crede eu că e de cuvință la niște stimuli exteriori. Și cred că într-un master de relații internaționale este foarte multă psihologie, psihologie aplicată și iată că ajung exact de unde am plecat și anume că înveți foarte multe lucruri chiar despre tine însuți. Științele politice, de fapt, implică psihologie, cum spuneai, dar implică în egală măsură filozofie, marketing, management, istorie, geopolitică. E foarte importantă corelarea acestor domenii. Dacă, însă, ar fi și aplicate așa cum ne dorim noi să se întâmple, în modul acela pur, științific și de foarte multe ori abstract din manual. Aș mai zăbovi puțin asupra temei tale de master legată de condiția femeii. Care a fost exact intervalul pe care l-ai studiat? Practic am studiat 1965-1989. Am vrut să fie un studiu mai larg și să se refere la o comparație cu perioada contemporană, dar din pricina unei nevoi de a dovedi tot ceea ce studiezi prin interviuri și prin field research, da, a trebuit să mă limitez. Dar asta era șansa pe care, uite, o să primești la radioul tău, Radio România Internațională, pentru că exact de asta era întrebarea comparativă, desigur. Dacă ți se pare că femeia zilelor noastre, românca zilelor noastre, mai trăiește sub umbrela emoției create de educația comunistă? Femeia zilelor noastre este, în primul rând, o ființă umană care se află sub imperiul unei anumite moșteniri culturale și istorice pe care îi oferă România. Din studiul pe care eu l-am condus, a fost extraordinar de interesant să descoper că persoanele intervievate care muncesc și trăiesc în România postcomunistă, persoanele de gen feminin, sunt mult mai nemulțumite de condiția lor ca femei acum decât în perioada comunistă. Radio România Internațional, radioul tău de acasă. Bineînțeles că studiul meu a fost unul limitat. Am condus în jur de 100 de interviuri, însă ipoteza de la care am plecat, și anume că libertatea și democrația pe care acest stat de drept în care trăim ne spune că le avem și sunt drepturile noastre, nu le asigură femeilor această mulțumire pe care susțin ele o aveau în perioada comunistă. Aici problema diferențelor de gen și a asumării identității este una extrem de vastă și este una care are loc în fiecare țară, în fiecare stat, în fiecare comună și de asta de câte ori dau de generalizări și anume că femeile din România sunt cele mai chinuite, sunt cele mai bătute, sunt cele mai asuprite. Aceste generalizări nu fac decât să îi îndepărteze pe oameni
de adevăr și de ceea ce ar trebui să vadă dincolo de ceea ce se întâmplă. Pentru că nu știu dacă este neapărat tendința generației mele, eu chiar sunt bucuroasă de cei cu care împart acest veac și chiar consider că tinerii din ziua de astăzi fac foarte multe lucruri, au contact cu o altfel de educație și călătoresc mult mai mult, studiază în afară foarte mult și vin și propagă aceste valori și în România, însă generalizările de acest gen sunt foarte nesănătoase, pentru că această societate ideală la care au râvnit și bunicii noștri și străbunicii noștri și la care probabil râvnesc și unii dintre noi, nu există și nu va exista niciodată, pentru că natura umană nu poate fi controlată, nu poate fi stăpânită și nici nu trebuie să fie controlată. Ea trebuie să fie lăsată să fie exact ceea ce este, și anume umană. Și în acest spațiu politic în care ne aflăm, experimentăm din plin avantajele și dezavantajele faptului de a fi om. Vorbeai folosind grade de comparație, femeile cele mai afectate, cele mai asuprite, cele mai, sigur, într-o percepție generalizată, da, dar până la urmă suferința nu are grade de comparație. Absolut. Suferința e suferință. Și o experiență individuală, personală, mm-hmm, și în cele din urmă asumată. Dar poate nu n-ar strica să ne uităm într-adevăr și la ceilalți și atunci când ne plângem de ceva, să vedem că și alții poate că trăiesc lucruri mult mai complicate decât cele pe care le trăim noi într-un moment anume. Poate că n-ar fi rău să privim în urmă experiența înaintașilor noștri care au reușit în condiții extreme, de-a dreptul extreme, să cunoască revelația, să trăiască libertatea și eliberarea. Stradă. Pentru el sunt doar în vise porțile deschise. Radio România Internațional. Ana Maria Ducuță, aș vrea să adun într-un buchet câteva cuvinte pe care le-ai folosit. Vorbeai despre un nivel emoțional, vorbeai despre reacția pe care omenirea ar trebui să o aibă la stimuli externi, vorbeai despre faptul că nu te caracterizează, cel puțin în acest punct al vârstei tale,
politologia, vorbeai despre femeia ca fiind o ființă umană. Ei bine, toate lucrurile astea ne conduc spre un alt capitol pe care îl deschidem în emisiunea radioul tău la Radio România Internațional, într-un scurt portret al unei tinere extraordinare. Nu ezit să spun lucrul acesta, pentru că o să avem multe de cules din ceea ce o să ne împărtășești tu astăzi și îți mulțumim că ai acceptat. Eu îți mulțumesc. Pentru că, practic, intrăm ușor, ușor în intimitatea Anei Maria Ducuță. Am vorbit despre relațiile ușor de suprafață, sunt relații sociale, raporturi sociale, legături palpabile, vizibile, totul se întâmplă sub ochii noștri, dar omitem de cele mai multe ori, din păcate, să legăm fiecare lucru care se concretizează într-un fel fizic cu proiecția gândurilor noastre, proiecția noastră emoțională, felul în care noi ne dorim să fim noi și implicit lumea în care trăim. Aici intrăm pe domeniul doctoratului tău. Am ales să-l fac pentru că am considerat că este de o extremă importanță ca istoria, pentru că așa cum își propune ca știință să dezvăluie adevărul și anumite date care ne ajută să ne raportăm la trecut dintr-un anumit punct de vedere și sperăm să ne ajute să ne raportăm la trecut dintr-un punct de vedere corect, sunt anumite părți care nu ajung să fie acoperite de istorici. Și la aceste părți mă refer, spre exemplu, chiar la tema mea de doctorat, și anume spiritualismul ca mișcare socială la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Tema mea de doctorat se va axa pe studiul resurselor din presă legate de această mișcare, pentru că în acest context presa este cel mai bun mijloc de a studia și de a înțelege amplitudinea și magnitudinea acestui fenomen spiritualist asupra societății de la acea vreme și asupra unor domenii precum ar fi psihologia experimentală, spiritualismul fiind practic acea scânteie care a aprins calea către ceea ce este psihologia astăzi, așa cum o știm noi, și care a încercat să explice aceste fenomene pe care la acea vreme psihologia experimentală nu le cunoștea încă suficient de mult încât să emită o ipoteză asupra lor. Sunt foarte multe de zis despre studiul acestei teme care mă fascinează și mă pasionează. Câteva puncte esențiale ca justificare de ce am ales să fac asta, deși studiul meu se va focusa în primul rând pe sursele care discută despre acest fenomen spiritist prezent în România. Asta vreau să te întreb, pentru ce spațiu te-ai asezi? Exact, în România, într-o bună parte a tezei de doctorat, sper că voi găsi un loc și pentru studiul acestei mișcări din Statele Unite, de unde a început totul și de unde a avut cea mai mare putere și cea mai mare fuziune cu spațiul european după 1850. Punctele pe care le vizez și care mă și fascinează în demersul meu sunt legate de capacitatea acestei mișcări sociale, în primul rând de a oferi femeii de la mijlocul secolului al XIX-lea din Statele Unite un loc în societatea americană. Până atunci, femeile nu erau prezente aproape nicăieri în spațiul profesional, dar și în spațiul public, ele fiind considerate datorită naturii lor intuitive, să spunem, și sensibile, drept pionul slab care se descurcă cel mai bine în spațiul care a fost predestinat, și anume acasă. Și atunci, spiritismul, am folosit interschimbabil termenii de spiritism și spiritualism, pentru că la origine vorbim despre spiritualism american. Când va ajunge în Franța acest fenomen, numit și fenomenul meselor mișcătoare, numit și comunicarea cu spiritele celor morți, în momentul în care va ajunge, el va fi numit spiritism și acest termen va fi dat de Allan Kardec în 1857, pentru că utilizarea fenomenului spiritualism în limba franceză ar fi însemnat confuzia cu denumirea unei alte categorii sociale care exista deja. Și atunci, acest fenomen spiritist a reprezentat șansa femeilor de a se întâlni și, în primul rând, de a-și cere dreptul la vot. Chiar sunt studii extraordinar de interesante de citit despre cum anume acest fenomen spiritist a avut o funcție de construire a unei comunități.
Asta în Statele Unite ale Americii. Sigur că în spațiul european ne apropiem și de România, care la acea vreme încă nu era România. În spațiul european, spiritismul a găsit în Anglia o societate victoriană divizată, în plină criză emoțională, spirituală și religioasă și a ajuns să fie intens exploatat de mediumii care nu numai că susțineau anumite ședințe spiritiste, însă aveau chiar și PR, aveau anumite sloganuri, își făceau publicitate în presă și existau chiar oameni care scriau cântece pentru aceste ședințe spiritiste. Adică la nivel de entertainment, el s-a constituit într-o mișcare. În Franța a existat un teren extraordinar de sensibil și de roditor, pentru că am putea spune cu o mică exagerare că la nivel european spiritismul francez a fost cel care a impactat foarte mult societatea europeană, pentru că Allan Kardec a pus bazele acestei mișcări prin cartea sa Le Livre des Esprits, Cartea Spiritelor, care a fost un succes imediat, în care sunt concretizate principalele idei ale dogmei spiritiste. La noi în țară, într-o societate majoritar religioasă și foarte convinsă de beneficiile pe care religia le are asupra omului, fie că declară sau nu asta, spiritismul a fost un fenomen ținut marginal, a fost un fenomen care a încercat să pătrundă în cercurile elitiste și chiar a reușit, însă relatările despre acest fenomen la nivel oficial nu au fost atât de multe precum în celelalte țări europene. Da. Și totuși, în presa vremii, în la sfârșit de secolul al XIX-lea, în foarte multe ziare de mare tiraj, cum ar fi Tribuna Poporului, Revista Familia, Revista de Filozofie, întâlnim articole de câteva pagini dedicate spiritismului, în care se explică pe larg ce este spiritismul, ce înseamnă o ședință spiritistă și, desigur, în Revista de Filozofie întâlnim explicații pe larg despre fenomenul spiritist, care nu este numit fenomenul spiritist, ci metapsihism. Și atunci am considerat că atât de multe referințe istorice și bibliografice la adresa unui fenomen care a avut un anume impact asupra societății și europene, dar și americane, merită studiat și trebuie studiat. Dar dacă la momentul sfârșit de secol XIX, început de secol XX, am fi vorbit despre o presă ca aceasta a zilelor noastre, în care se observă superficialitatea, preluarea rapidă fără verificare a unei informații și publicare, ceea ce e publicat rămâne, nu mai poți șterge, un cercetător peste niște sute de ani care s-ar întoarce în acest secol 21 să studieze, să-ți continue tema, cum ar putea face el diferența între adevăr și exagerare, ca să nu spun între adevăr și minciună? Cred că oamenii intuitiv au capacitatea de a distinge adevărul de minciună, chiar dacă asta se întâmplă mai târziu decât și-ar dori. Presa zilelor noastre reflectă un stadiu și o etapă în care oamenii zilelor noastre se află și acest lucru nu este nici bun, nu este nici rău, este o etapă în dezvoltarea lor și este un lucru care trebuie să se întâmple, pentru că altfel nu am mai fi ceea ce suntem. Presa de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ai să râzi, dar este similară cu cea din zilele noastre, pentru că întâlnim aproximativ aceleași preocupări, cu excepția presei de scandal. Sunt reclame, o publicitare la adresa unor produse, la adresa restaurantelor, în filiera mea, la adresa unor mediumi, există reclame. Îți spunem bună ziua în limba ta. Îți dezvăluim România în limba ta. Radio România Internațional. Aproape totul despre România. Și atunci stai și te gândești că fiecare lucru se întâmplă exact la timpul lui și presa de atunci reflectă preocuparea oamenilor, nu știu, pentru unificare, pentru un trai mai bun, pentru literatură, și presa zilelor noastre ar reflecta aceste lucruri dacă oamenii ar avea aceste preocupări. Dar stăteam și mă gândeam, spiritismul apare ca mișcare în secolul al XIX-lea pe un fond de criză. Acum toată lumea prinde Pokémoni.
este jocul acela cu prinsul de Pokémoni. Acești Pokémoni îi prind dintr-o nevoie de a căuta și eventual de a găsi ceva. Îi prind pentru că există un anume vid care ne permite și care ne duce către o căutare și eventual către posibilitatea unei regăsiri. Și atunci, exact așa cum acum există acest curent care probabil va continua sau probabil mâine se va opri, așa la acea vreme a existat acest curent care a descris și a marcat etapa în care s-au aflat emoțional și intelectual niște oameni care căutau niște lucruri și care mai presus de toate se căutau pe ei înșiși. Se trăiește, se iubește și se moare într-o cușcă inundată de minciuni. Fiecare stă la pândă și nu are timp să aleagă dintre șapte pe cei buni. Adevărul rătăcește prin ziare, disperarea se hrănește cu tăcere. Mai aproape de întuneric sau de soare, cât o pâine pentru cină cui se cer. Într-o zi, la gânduri vechi dăm nume noi, într-o zi, ne-ncearcă viața cu retoare. Într-o zi, ieși vestin, ieși cu noi, într-o zi, doar împăcarea nu se poate. Într-o zi, și cerșitori și prea bogați, într-o zi, la poarta nopții bat mai tare. Într-o zi, sunt toți de toate deslegați, într-o zi, prin întuneric sau prin soare. Sau de soare, mai aproape de mucirile sau de ce, ce întâmplare uimitoare ne mai doare. Câte jocuri mincinoase mi se cer. Stați o clipă și răspundeți la întrebare, pentru cine sau pe cine am zis. Mai aproape de întuneric sau de soare, vieți trăite pe o lamă de cuțit. Într-o zi, la gânduri vechi dăm nume noi, într-o zi, ne-ncearcă viața cu de toate. Într-o zi, ieși festin, ieși cu noi, într-o zi, doar împăcarea nu se poate. Într-o zi, și cerșetori și prevodați, într-o zi, la poarta nopții bat mai tare. Într-o zi, sunt toți de toate deslegați, într-o zi, prin întuneric sau prin soare. Radio România Internațional. Cum ți-ar plăcea să fii numită de mine acum? Ana? Ana. Ce nume simplu, iar eu te-aș fi știut. Ce va urma, fugeam din calea sa, dar am uitat ce am avut și am ajuns indiferent. Și am pierdut-o ca pe un fulg ce în mână-l pierzi când s-a topit. Când mi-am dat seama că am rănit un suflet cald atâta timp,
și că am pierdut-o, m-am întors în genunchiat. E prea târziu. E prea târziu. Voi ce acum mă ascultați, mai meditați și nu uitați, în dragoste indiferența e cea mai grea. Cu fiecare despărțire o stea din cer se va desprinde, iar eu voi ști că ați făcut greșeala mea. Greșeala mea. Greșeala mea. Greșeala mea. Ana Maria Ducuță. Aș fi vrut așa un echivalent de pe o carte de vizită, dar dacă încep să le spun pe toate, iar n-avem timp să povestim ce ne-am propus. Vorbeai despre Cartea Spiritului și despre faptul că aceste cunoștințe așa zis ezoterice au prins forma unor rânduri pe o filă, deci au intrat în istorie și implicit în molecula noastră, ca să ajungă mai departe, să câștige masele, să spun așa. Dar nu-ți trebuia un anumit tip de pregătire, o anumită stare care, nu știu, vine doar dintr-o pregătire nativă, dintr-o înțelepciune nativă, sau vine și din inteligența care, știm cu toții, se formează prin educație, prin însușirea experiențelor anterioare, trecute, adică să învățăm din ceea ce trăim. Deci, cum a prins această formă elitistă, da? Da. Așezată pe hârtie în acel secol XIX, în rândul maselor. Spiritismul ca mișcare s-a delimitat de tot ceea ce însemna roscrucianism, ocultism, magie, de toate aceste fenomene care apăruseră înaintea lui și care erau vechi de mii de ani, prin faptul că dorea să demonstreze, din punct de vedere științific, existența acestor fenomene. Și atunci spiritismul a implicat oameni cu o pregătire în domeniul științelor exacte. Fizicieni și chimiști, precum William Crookes, precum Scarla Demetrescu, au încercat să dovedească și să măsoare existența acestor fenomene spiritiste. Dacă aceste fenomene spiritiste au fost adevărate sau nu, dacă ceea ce au măsurat ei a fost adevărat sau nu, nu face obiectul studiului meu. Ceea ce mă interesează este tocmai preocuparea pentru acest subiect în sine și porțile pe care acest subiect le-a deschis. Și mai ales femeilor, și care ales aveau, femeilor. Aveau cel mai restricționat acces, să spunem așa, așa, la educație. Așa este. Dar această cunoaștere, tocmai pentru că a fost văzută ca ceva ezoteric, ca ceva ocultist, practic a făcut să contrabalanceze toată acea tendință de izolare la adresa așa ziselor lor defecte. Defectele lor, și anume sensibilitatea și intuiția lor, care nu le permiteau să fie prezente în societate, dintr-un anume punct au devenit exact ceea ce trebuia, pentru că se considera că un medium trebuie să aibă capacitatea de a lăsa lucrurile să treacă prin el și de a fi un simplu mesager, fără să exercite un control pe care, spuneau ei, un bărbat l-ar fi exercitat asupra fenomenelor care se petreceau. Când te-ai apucat să studiezi subiectele astea foarte grele, complexe și în egală măsură chiar înfricoșătoare pentru mulți dintre noi, pentru că nu suntem pregătiți să percepem astfel de informații. Nu mai zic că să le și trecem prin ființa noastră, dar nu te-am spăimântat nicio clipă? Nu am avut niciodată un așa moment, trebuie să recunosc. Pentru că fiecare lucru are exact importanța pe care o acorzi și are asupra ta exact puterea pe care o dai. Și atunci când studiezi ceva din punct de vedere istoric, științific, îți permiți, ai lejeritatea de a te distanța un pic de subiect,
chiar dacă este un subiect care te pasionează, și de a înțelege firul logic al evenimentelor, pe care ulterior alegi să le interpretezi sau nu dintr-o perspectivă personală. Dar, într-o balanță cu un vânător de Pokémon, pentru că tot adus în dialogul nostru acest subiect, da. Aș fi tentată să te întreb dacă nu te-i percepe, iartă-mi îndrăzneala, ușor superioară unui vânător de Pokémon. Întreb pentru că cred că știu ce o să răspunzi. Răspunsul este nu. Orice căutător, așa cum alchimiștii pornesc la drum fără să știe ce îi așteaptă și fără să știe dacă vor reuși să facă acea transformare cu care ei se ocupă, să fie magică sau nu, așa orice căutător pornește la drum vânând un ideal sau o perspectivă care poate fi reală. Dar cel mai important este să pornești la drum. Cea mai importantă este căutarea. Dar acum, nu zic... la fel de importantă, iartă-mă, este raportarea la țel. Pentru că ai spus mai devreme vânând. Așa este. Or vânezi un țel sau îl proiectezi trecându-l deja prin ființa ta și văzându-l finalizat? Că e totuși o nuanță aici foarte importantă. Așa este, dar credința mea personală este că fiecăruia îi se întâmplă lucruri de care are nevoie în etapa evolutivă în care se află. Și atunci, dacă vânătoarea este țelul tău și reprezintă modul prin care poți să ajungi în punctul în care trebuie să te afli evolutiv vorbind, este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. După vânătoare urmează și etapa în care realizezi că țelul pe care ți l-ai propus nu reprezintă nimic în comparație cu drumul în sine, care este adevăratul țel. Să mai facem o precizare că vânătoarea o folosim aici niciun caz în sensul de a pleca să ucidem animale. Niciodată. Sunt vegetariană, deși nici nu m-aș gândi la asta. Radio România Internațional. Radioul tău de acasă. Ana Maria Ducuță, 6 ani de zile ai făcut emisiuni radio pentru copii. Unde? La un radio în Slobozia, orașul unde m-am născut. Slobozia de Ialomița. Slobozia de Ialomița, adevărat, da. Da. Și poate că nici nu te-ai fi gândit tu la vârsta de 6, respectiv 12 ani, când ți-ai încheiat cu punct și virgulă, cel puțin, da, această preocupare, că făceai de fapt ceva ce, iată, urma să definitivezi prin studiu mai târziu. Pentru că radioul asta înseamnă. Așa este. Câte puțin din fiecare, cu o linie directoare bazată pe bun simț, pe morală, pe... și pe capacitatea de a da, de a oferi. Ca să poți să faci radio, trebuie în primul rând să fii un om bun, care are ce să dea celorlalți și vrea să le dea celorlalți o parte din el. Era o realitate absurdă aceea? Sau o realitate proiectată de tine și deci implicit nu era absurdă? Asta făcând așa o trecere abruptă, dar cam ăsta e timpul în care ne derulăm noi dialogul, spre pasiunea scrisului de teatru absurd. Din punctul meu de vedere, nu există absurd și în același timp există, pentru că absurdul se justifică chiar prin absurd. Și în cartea pe care am scris-o de teatru absurd contemporan și pe care am publicat-o în limba engleză, am încercat să văd dacă suprapus peste absurd poate fi spiritualul și dacă absurdul își pierde din dimensiunea sa absurdă, ilogică, sau dacă din contră rămâne absurd, însă cumva se definitivează. Și atunci toate personajele mele sunt niște personaje care au ajuns la capătul puterilor și au pierdut de mult mințile și cel mai important sunt eliberate de ele însele. Toate acțiunile lor, toate gândurile lor sunt o reprezentare pură a ceea ce și-ar dori să fie, a ceea ce plănuie să facă, ele neajungând niciodată în punctul în care își propun să fie și totuși sunt acolo prin simplu fapt că își oferă libertatea de a face ceea ce își doresc. De prin liceu, de când începusem să citesc Cioran și eram fascinată de neajunsul de a te fi născut, am stat și m-am gândit dacă această existență pe pământ, care este destul de efemeră, îmi spun asta fără să fim pesimiști, dacă chiar este lipsită de scop. Și am scris încercând să-mi dau un răspuns la asta. Suntem exact pe gustul tău. Îți ajungem exact la suflet. Ne întâlnim exact în locul potrivit, la momentul potrivit.
Radio România. Noi dăm ora exactă. Și răspunsul pe care l-am găsit a fost că nimic nu este lipsit de scop, că nimic nu este în zadar și că simplul fapt de a fi reprezintă o împlinire a existenței noastre. Și cel mai important este să fim, să existăm. Și iată, existăm, e un dar care ne-a fost oferit, nu facem nimic să existăm. Și totuși suntem tot timpul nemulțumiți că nu ne îndeplinim. De fapt, ăsta e absurdul. De fapt, exact, absurdul este lupta omului cu el însuși. Și poate că acest absurd la un moment dat este extrem de util, pentru că a te provoca pe tine însuți să fii și să redevii, această redevenire și revenire la tine este esența existenței. Dar absurdul este absurd doar dacă ne raportăm la ceea ce suntem și ceea ce trăim ca fiind absurd, pentru că dacă luăm ca pe un firesc al vieții noastre, așa totul este. Devine lin și căile se deschid. Așa este. Dar cartea ta a prins contur pe scenă. Așa este. Piesele mele au fost jucate de un grup de studenți de la Facultatea de Politehnică acum câțiva ani și acum ceva timp am aflat s-a jucat chiar și în Statele Unite, tot așa de un grup de actori amatori și m-am bucurat foarte mult, evident. Cum se numesc piesele tale? Cartea mea o găsiți la majoritatea retailerilor de cărți internaționali, pe iBookstore, pe Barnes & Nobles, pe Amazon, se numește Contemporary Absurd Theater. Teatru absurd contemporan. Piesele Ana Maria Ducuță. Ana Maria Ducuță, exact. Și o puteți cumpăra de acolo. Am mai publicat o carte, dar aceea este gratuită. M-am eliberat și am eliberat pe cititor de această așa povară. Și One Europe? Nu, acela este un loc foarte drag mie unde am scris și pentru care încă scriu articole. One Europe and Europe and Me, nu? Da, acelea sunt două publicații la care am scris. Publicații de unde? Online? Sunt publicații online, exact. Mm-hmm. Fără tentă spirituală. Sunt pur politice și culturale. Dar cartea mea, prima carte, Contemporary Absurd Theater, și cea de-a doua, Istoriografia Spiritismului, care este un studiu în derulare, ea va fi definitivată abia la sfârșitul doctoratului meu, am publicat o primă parte. Ambele sunt, mi-am permis să fie impregnate de propriile mele trăiri și credințe și cred că acest teatru absurd este foarte util și pentru, în primul rând, pentru tineri, pentru că generația mea este, într-un fel, o generație pierdută între două dimensiuni. Este această dimensiune în care au trăit părinții noștri și această moștenire comunistă care ne-a lăsat un anumit tip de universități, un anumit tip de cunoaștere, un anumit tip de a vorbi, de a comunica, de a te purta, și această influență care vine din afară și care este și reflectă mai mult ceea ce suntem noi tinerii astăzi. Mi se pare extrem de tristă realitatea tinerilor care nu reușesc să profeseze în domeniul facultății pe care au absolvit-o și, de asemenea, această inflație de diplome și de studii și această nevoie pe care o avem de a ne certifica și de a ne hrăni ego-ul, conform căreia studiile ne fac ceea ce suntem. Sunt foarte de acord că studiile ne împlinesc ca oameni și sunt bucuroasă că am avut posibilitatea să studiez, că am avut o familie care mi-a permis să fac asta, dar în același timp este foarte importantă experiența pur personală pe care fiecare o are, și anume viața, și asumarea acestor trăiri. Cred că generația mea ajunge să o facă din ce în ce mai mult și asumarea unei autenticități reprezintă cheia crizei pe care o traversăm acum din mai multe puncte de vedere. Poate mă gândesc că dacă ne-am aminti de fiecare dată că dacă suntem inteligenți, nu suntem neapărat ci înțelepți. Adevărat. Dar dacă suntem înțelepți, implicit, putem oricând fi inteligenți. Exact, așa putem este. Fi oricând inteligenți. Da. Poate ne-ar ajuta mai mult în identificarea locului nostru în această viață și a drumului nostru. Cred că societatea noastră asta ar trebui să facă, să încurajeze mai mult acest tip de cunoaștere bazată pe experiența personală și bazată pe ceea ce suntem noi ca oameni și ca rezultat al tuturor trăirilor noastre. Dacă s-ar face asta, cred că această inteligență ar veni ca un rezultat firesc al acestei înțelepciuni asumate. Dar sincer, crezi că vreodată, pentru omenirea aceasta, va fi posibil să se împlinească acest cel, acest ideal despre care noi am tot vorbit astăzi?
Cred că la nivel fragmentat, acest ideal se împlinește în anumite momente. La individ sau și la colectiv. Și la individ, dar și la nivelul unei comunități. Sunt anumite momente de compasiune, de înțelegere, de iubire, care leagă o comunitate și care în acel moment reprezintă acest ideal. Dar de cele mai multe ori comunitatea ajunge la astfel de momente în urma unei suferințe. Așa de este. Ce nu poate să facă asta fără să sufere? Aici e întrebarea. Așa este. Revenim iarăși la condiția noastră umană și la motivul pentru care ne aflăm aici, și anume să avem o experiență pur umană. Și această experiență umană, desigur că implică multă suferință, implică multă cunoaștere și implică, în primul rând, suma tuturor experiențelor de care avem nevoie pentru a ne definitiva și pentru a ajunge în contact cu sinele nostru și cu cine suntem noi. Radio România Internațional. Te consideri o inițiată? Nu mă consider inițiată, mă consider o căutătoare permanentă. Căutarea este unul dintre țelurile mele, căutarea în sine, și consider că niciodată nu voi renunța să fiu deschisă la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, la oamenii pe care îi întâlnesc, chiar și la suferințele care mi se întâmplă, la această experiență absolut uimitoare, care este viața. Există vreo persoană foarte specială în viața ta? Există, da. Aceea este mama mea și chiar nu am crezut niciodată că poți să ai o relație cu cineva care să te surprindă prin bunătate și înțelegere și compasiune în fiecare moment și care în același timp să aibă rezerve inepuizabile de iubire față de cei din jur și care m-a învățat că fiecare om are ceva bun și trebuie să ne focusăm și să ne concentrăm pe acea parte bună, pentru că ea mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață. Nu contează dacă față de noi, nu contează dacă se întâmplă după ce am plecat din viața lui sau a ei, ci contează doar că am reușit să facem asta și că am reușit să aprindem o scânteie acolo unde era întuneric. Asta este cea mai mare satisfacție pe care o poți avea și îi mulțumesc mamei mele că m-a învățat că singurul mod de a iubi pe cineva și de a-i oferi ceva este să fii alături de el și să-l susții, să devină și să redevină exact ceea ce este. Și această susținere reprezintă nu numai ajutorul pe care un părinte trebuie să-i ofere copilului, ci reprezintă o atitudine pe care noi ca oameni ar trebui să o avem față de ceilalți și care ne-ar ajuta atât de mult și ne-ar ușura atât de mult viețile, și anume să oferim un strop din această iubire necondiționată celor din jur, pentru că de la un punct încolo ne oferim chiar nouă și tot ceea ce emitem la orice nivel către ceilalți, emitem în primul rând către noi, pentru că noi locuim și noi trăim cu noi. Și mama ta e cu atât mai specială cu cât a învățat la dublu lucrul acesta, pentru că tu ai o soră și amândouă sunteți formate în același ADN, să zicem așa, atingând mai multe spectre ale termenului. Și nu numai pe voi două, pentru că este un om special care te învață din prima secundă, cu o simplă privire, cât de mare este bucuria de a te dărui cuiva. Ana Maria Ducuță, a stat lângă noi un doctorant în istorie cu tema spiritualismul ca misiune socială, o cercetare a sfârșitului de secol XIX, început de secol XX. Un cercetător, deci, la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, un dublu absolvent de master politici comparate și relații internaționale cu un fundament de facultate științe politice, un iubitor al teatrului absurd contemporan, un iubitor de știință, de filozofie, de religie, de artă sincretică, deci uite așa, le-am prins într-un curcubeu, un dialog pe frecvențele Radio România Internațional care a fost asemenea unei respirații, aproape că nu mi-am dat seama când s-a încheiat emisiunea, dar la fel de bine pot să-ți spun că aproape că mi-am ținut respirația, pentru că poate la fiecare
nu propoziție, dar frază pe care ai enunțat-o, sigur mai aveam vreo 10-100 de întrebări, dar a trebuit să limităm așa dialogul nostru, pentru că de fapt ne propusesem o călătorie lângă un tânăr de 26 de ani care ne învață că cel mai important este să începem căutarea de sine. Așa este. Pentru că într-o bună zi ne vom regăsi. Așa este. Îți mulțumim mult! Succes! Mulțumesc și eu! A fost o adevărată plăcere să întâlnesc pe cineva care nu a abandonat lupta și care continuă să se caute și cred că și tu ești un exemplu prin tot ceea ce faci, atât pentru ascultători cât și pentru oamenii din jurul tău. Să știi că putem să îl trădăm și pe Felix Țurcan, pentru că el tot timpul, dar tot timpul, doamnelor și domnilor, are o carte la el și dacă nu lucrează alături de noi, sigur citește o filă. Foarte frumos! Spune-mi, Ana, te găsim și în spațiul virtual? Mă găsiți în spațiul virtual, mă găsiți pe Facebook, exact cu numele meu. Ana Maria Ducuță. Exact. Și de asemenea îmi găsiți lucrările, cărțile pe iBookstore și în majoritatea librăriilor online, Ana Maria Ducuță, Contemporary Absurd Theater și Istoriografia Spiritismului. Iar pe noi, doamnelor și domnilor, ne găsiți pe www.rri.ro, pagina cu și despre Radio România Internațional, ce sperăm să vă fie